Cum ești, ai emoții? Nu, acum nu. Bine că am ajuns la timp. Așteptăm să facem check-in-ul. Ca de obicei am întârziat 15 minute, dar ai sfertul academic. Mergi, mergi. Important e că suntem la flot, asta e cel mai important. Zona 1, în jurul orei 4. Vacanță plăcută. Să te mulțumim. Ah, super. Și am trecut de securitate. Am stat la check-in cam jumătate de oră, nu? Da. Mai bine? Am avut noroc de un angajat care ne-a ajutat să avem locuri împreună. Și îi mulțumim pe această cale dacă se uită la vlog, pentru că, într-adevăr, atâtea ore să schimbi separat zi și două. Și l-a dus și l-a întors. Fai, doamne, câte zboruri sunt? Două zboruri? Da. Deci am avut noroc, așa că începe o călătorie norocoasă. Și câteva cuvinte despre vacanța noastră, despre călătoria aceasta spre Thailanda. Am decis să spunem da provocărilor thailandezului și să mergem cu el în vacanța aceasta din ianuarie, trece de 2 săptămâni, în Bangkok, Chiang Mai și Phuket. Vom zbura cu Qatar, este prima oară cu Qatar pentru noi, până în Doha, vom avea escală, după care tot cu Qatar și din Doha în Bangkok, iar mai apoi întoarcere va fi tot cu Qatar, dar din Phuket în București. De asemenea, în prețul acestei vacanțe este inclus și zborul și transferul și cele 12 aventuri pe care le veți vedea pe canalul nostru și puteți vedea prețurile la Edi Thailandezu pe site. Să mergem cu un Airbus 320, clasicul Airbus 320, și vom sta la locurile 28, Bravo și Charlie, adică undeva în spate. Da, e super, chiar mă bucur. Speram să zburăm cu acela cel mai mare din lume, dar de data asta poate la zborul din Doha spre Bangkok. Poate avem noroc acolo. Nu știu de ce, dar am așa emoții, parcă, deși zbor lunar, atâtea zboruri cu Wizz, parcă e diferit de data asta, deși aeronava e aceeași. Da, ești obișnuit cu ea. Noi obișnuim să aducem ceva dulce membrilor de echipaj. Știu asta de la Marius, care primește dulciuri de la pasageri, dar mă gândesc că e un gest drăguț și să știți că de multe ori vă vor ajuta cu locuri sau cu anumite beneficii. Chiar dacă nu vă ajută, e important să respectați și să-i apreciați foarte mult. Mai seamănă ca la Wizer? Nu prea seamănă. Seamănă doar avionul atât. Să vedem. Aici avem o pernuță. După care, pereche de căști. Și un tip de kit de protecție. Mănuși și măști. Și un gel dezinfectant. Cute. Și aici? O păturică? Și aici o păturică. Hai, 4 ore 20 și am plecat! Deci, ce avem aici? Eu am ales cu pui, tu ai ales ceva de vită. Da, e o salată de orez și legume, pare. Și aici avem desert. Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. Facem marea dezvăluire. Da, e pui la mine și la voi e vită. Hai mă, nici n-am luat din pui. Ia să vedem. Nu-i place, credeți-mă că nu-i place. Mi-am învățat și cu Fly the Boy, pentru că nici acolo nu i-a plăcut mâncarea.
cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the cash house. Okay, it's okay, guys. Sasha put the toate. Nights at the flat, to be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. Vreau să încerc și eu puiul tău. Să fie bună. E bună, mai bună pizza. Mai bună a lui. Ia de la. Împărțim. Pare că e orez, morcov, fasole verde, porumb. Ține salată. Interesant că e rece. Că e gustos. Been seen it all, heard it all. Heard enough, give me space for I murder y'all. Mai bun față de Dubai, Dubai? Acolo nu am mâncat deloc. Să vedem ce mâncăm noi aici bun. De mus ceva, lapte. La ce? Pe bere. Nu prea merge. Da. Ți-e și foame, ți știi cum e. E bună, da? E foarte dulce. E greu să o înghid, adică rămâne așa, se lipește de cerburi. World. 4 ore 20 mai târziu suntem în Doha. Bye. Bye bye. Enjoy the rest. Thank you. Dormim acum? Doamne ajută, chiar vreau să dormim acum. Pe acest zbor nu s-a putut. Yay. E plăcut afară. E umiditate. E umiditate, dar ținând cont că venim de la minus 20 câte sunt în seara asta, în București. Facem același lucru și în Bangkok. Când ne dăm jos, dăm de un culoar de ăsta unde e mai mult loc și ne așteptăm ca să mergem împreună la viză, da? Că sunteți toți. Aici trecem repede. Cine vrea să vină, de exemplu, în Aripa C, e grădina, eu fac o tură până acolo dacă vreți să veniți cu noi. Și spre Aripa C e și locul de fumat, primul loc de fumat. Care e planul din momentul ăsta? Niciun plan. Cât stăm în aeroport? Mergem la ursuleț. Așa. Că se face poza. Perfect. Apoi, că 4 ore în aeroport, mergem la grădină. Și după aceea, poate mâncăm și noi ceva pe acolo pe grădină. Așteptăm să apșezi poarta, peste 2 ore. Și că merge la ursuleț. A, știu, e faimos, da, e faimos în acest aeroport. Ursul Bruni. Anunțăm neamurile că am ajuns. Acum vă anunțăm că am ajuns, da? Acum vă anunțăm că am ajuns, da, o să vedeți bine pe vlog, dar na. În timp real, cât e ceasul acum? Deci acum e, păi, 10 ore României. Nu s-a conectat la mine. Și am plecat la ora 5 fără 10, ora României. Și ajungem mâine. Mai e. Pa, ursule. Care de fapt se numește șoarec. Bă, dar e mare tare aeroportul ăsta. Da, e mare tare, are multe conexiuni, e un nod super important și acum încercăm să-l descoperim, vă luăm cu noi. Nu știm deloc aeroportul, a spus Edi că ne duce într-o zonă cu grădină, ceea ce mi se pare fantastic, așa că mergem și noi cu toată gașca spre grădină și apoi vedem, vă arătăm. Între timp poate reușim și noi să mâncăm ceva,
Avem că avem mâncare la noi, dar găsiți ceva bun în aeroport pe aici. Tom yum. Abia aștept. Și ce mai mâncăm și noi bun? Un pic de orez lângă. Știi cum intră? Mango sticky rice. Ce mai mâncăm? Mâine mango sticky rice. Ma. Mâine vă oblig. Ne oblig, dar oricum vrem. Mâine vrem, la prima masă, pe unde mergem la restaurant, ăsta e cel mai bun mango sticky rice din toate locațiile la care să merg. Aici în Bangkok e și ăsta de mango, e altă, de dulce, știi, e zemorc. Hai de cap, nu ne place. Arată, nu? Da, nu ne place mango. Și de băut, ce bem? Chang, limonadă, apă, de astea zi, shake-uri. Nucă de cocos. Dar vedeți că în shake-uri bagă multă gheață. Ah, deci fără gheață. Nu vrem gheață, evităm gheață. Dar e chang. Vă place chang, mie nu-mi place berea. Dar changul beau. Bun. Nici mie nu-mi place berea, deci vă zic, dacă e bun, chang. A, uite, B6, dar nu, eu nu cred că rămâne așa. Uite, B6. Dar ne mai uităm peste două ori. Vedem. Și zice și pe unul ce e. Trece grădina din aeroport, este sala de dormit. Hai să vedem și noi unde e și cum se dorme. Pe jos, cred eu. Ai mai dormit pe aici? Am mai dormit aici. Cum se dorme? Cu liniște, nu? A? Pe jos? Sunt niște scaune, dar eu dorm mai bine pe jos. Și dacă ți-ai pătura de la zbor și pui una pe jos și mai ții una și o pui peste tine, dorm mai bine împins pe jos decât pe scaune. Să lasă așa la 45 de grădina. Tip centric, da. Ia, băgați-mă. Cum faceți cu mirosul ăsta? Că miroase de mor, adică da, înțeleg că e liniște, dar bă, putea picioare de indian să moară. Mamă, eram super deshidratat. O sticlă de apă aici este $1.65, 2, 3.30 cât am ei. Dar e bună rău. Mai ales dacă e rece, fantastică. Mai aveți de stat câteva ore în aeroport. 4 ore până la decolare, dar chiar aici să vezi aici, grădina asta este superbă, aia duc atracții. Ce vorbești, mă, magazine? Ca un mall. Deci este imens, ca să ajungi dintr-un capăt în altul, adică din terminalul A, B sau C, poți să mergi și cu trenul, adică despre ce vorbim. Ce voiam să vă spun este că noi aici în Gașca avem și membri din Banat, mai exact din Timișoara. Și sigur, sigur o să plecăm cu niște tipuri verbale de la ei, pentru că sunt foarte simpatici, spre exemplu, Țucăteaș. Mi se pare, nice, Țucăteaș. Hai, vină cu astea, Țuc, vină cu astea, Țuc. Băi, suntem ca tar, măi. Măi, ne pupăm așa. Bă, nu mă lasă să o pupă, bă, frate, nu mă lasă să o pupă. Coție mea, mă, păi, de mă. Respectul față de țara lor, ne pupăm așa. Suntem la Burger King și hai să vedem exact cât costă un meniu în aeroport aici. Un meniu mediu este 50. Deci punem aici 50. Deci un meniu costă 62 de lei versus România. Spuneți voi în secțiunea de comentarii cum vi se pare. E mult, e puțin? O, voi vă dați seama că mergem cu metroul în aeroport în Qatar? Vă dați seama? Așa ceva. Miroase și frumos chiar. Cât de tare experiență. Îi știi pe aia care se culcă la precizii, se trezesc în capătul celălalt? Păi capul. Așa și noi, să dormim în metrou ăsta. Când venim la întoarcere, că miroase frumos, în sala de dormit miroase urât, aici miroase și... Suntem la poarta B6 și ne îmbarcăm din Doha către Bangkok. Urmează un zbor de aproximativ 6 ore. Sper să putem dormi, că altfel am îmbulinat-o.
Ia zi, Melissa, ai prioritate, stai în față, n-ai prioritate? Stai pe scaun. Priority. După ce pleacă cei care aveau prioritate. Și când? Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Thank you. Good morning. Hey. Whoa. Oh, sorry. Yeah? Okay. Wow, this is nice. Deci aici stai în business, nu? Hey, bună, prieten. Hey, hey. Unde? Nu vă opriți aici. Hello, good morning. Good morning, come on board. Thank you. Bă, dar mare vână asta. Bă, ce trist e aici în față. E trist că e prea mult loc. Îți dai seama ce nașpa să stai aici? Urât aici. Am nimerit odată aici. Urât tare de tot. Ce greșeală. Tu ai grijă la cap. 23, nu stăm noi aici. Este timpul pentru un nou unboxing la bord. Ce am primit de la tasta? Căști! O punguță cu ceva, hai să vedem ce e. Șosețele. Jură-te că avem. Da, avem șosețele. Și pentru somn. Nice. Docuri de urechi, noi am dat o grămadă de bani pe astea. Am dat o grămadă de bani pe astea. Periuță și pastă. Și pernuța nelipsită. Am aflat și o treabă, că nu ne-a dus capul din prima stand de la țară, că asta este reglabilă. Da? Și observ că scaunele sunt diferite, atât pe partea de spătar, cât și pe partea de ecran. Pe tableta mai mare avem telecopelniță și arată foarte bine. Ia, fete-mi, ia, vezi de aici? Nu iese, nu? Căzut că iese. Uite așa, am peste buton. Nu ies la mine. E blocat. Ia. Ia. A, și poți să te joci, mă. Serios? Da. Este că e ca un Nintendo. Știi telefoanele alea cu tastatură? Îmi aduc aminte de copilărie și când scrie. Fine. QWERTY, mă, tastatură QWERTY. Black, da. Cum era? Blackberry? Blackberry sau ceva. Dar cum îl mai bag înapoi acum? Așa. Bag cablul întâi. Da, dar trebuia să fie înăuntru. E, mai bine că nu l-am scos. L-am stricat? Da. Ia să vedem ce este. Ia uzi, boarding-ul s-a finalizat. 5 ore 40 de minute până în Bangkok. Și eu mă chinui să bag telecopernița la loc. Arimat. Gata. Aici mă, nu mă mai joc cu ea, nu știu, nu mă pricep. Islandezule, zine. Lasă-mă toată ce-i cu ea. Am făcut unboxing, ai văzut ce ai primit aici? Unboxing? Da, ai văzut? Da, mă, da. Șterg și mânerele, foarte important că le ating. Uităm pe your flight, vedem ce informații găsim aici. Că sunt ea 2, 4, 6, 8. Să vedem. Uite și destinațiile disponibile din DOC. Dublin, Seattle. Bangkok. Uite aici mergem noi, în Bangkok. Avem informații. Dar știi ce am observat eu referitor la tabletă? Că este private. Dacă vrei să vezi ce urmărește cel din dreapta ta, nu poți. Nu poți, da, să dai seama ce urmărește. Am observat foarte tare. Vezi foarte bine în fața ta, dar în dreapta și în stânga nu poți. Mă bucur că am ce loc la picioare față de alte dăți. De data asta chiar e ok că am pus și găzdanul sus. Avem și noi loc corespunzător. Eu zic 5 ore 40 să băgăm un somn din ăla dulce. Noapte bună, ne vedem la Bangkok. Nu, ne vedem când vine masa.
Bine, băgăm un somn până vine masă. Hai. Hai că am primit un sandwich. Sandwich rece. Cu somon. M-am putut de ales între două feluri, cu somon și brânză și porumb dulce, nu știu. Nu știu ce la tine. Cum e? Așa și așa. A mea a fost cu legume, dar n-a fost cel mai bun. Da, nu? Am mâncat, am văzut că a mers mai bine, cred că e mai bun decât al tău. Mi-a gustat. Da, e mai bun a mea. O să-ți placă mai mult a mea. Mă, dar când se face tot timpul mai bun al tău? Tot un fel de mus, doar că fructe. Și salată de fructe. Hai, poftă mare. Mai avem 2 ore și 27 de minute. De pe spate, dar poate sunteți mai bune. Hai, nu trebuie. Pentru nu trebuie mai bun. Mă, sunteți mai bune, nu trebuie. Îți gusti? Neața. Mă, cap greu cu mâncatul după un somn chinuit, așa. Dar într-adevăr, puiul meu a fost mai bun decât noodles-ul tău. Noodles-ul a fost groaznic, nu știu. Am mâncat de foame. În schimb, fructele alea au mers la suflet. Vai, fructele alea au fost cea mai mare bucurie, deci jur. M-au și trezit că erau așa reci și iaurtul e bun, dar nu mai intră, că le-am cam amestecat, deci. Deci, nu prea suntem noi fani așa. Până acum a fost ok, dar n-a fost wow, să zici că da. Pe zborul trecut mi-a plăcut foarte mult desertul, a fost senzație. Ce am mâncat? Musul ăla de ciocolată. Chiar a fost bun. Și asta a fost ok. Cam dulce. Tot așa, cam dulce, dar și acrișor. Perfect. Da. Sigur ne așteptăm mâncare mai bună în Thailanda, așa că nu fac griji. Sper. Gata, guriță, ești la Bangkok. Thank you for the 5. Oh my god, ce cald e! Wow, ce cald e! Ora 12:30, 300 de grade. Bă, mori! Cum se fie așa de cald? Destrăcarea! Oh my god! Trebuie să pregătești documentele pentru viză. Așa. Sunt două foi pentru fiecare. Două foi pentru fiecare. Două foi de unde foi? În spate la mine? În spate, da. Și pașapoartele și biletele pentru zborul Doha-Bangkok. Ia să vedem. Practic, de obicei nu venim din partea asta, știi? De obicei se vine din partea așa. În principiu, lumea trebuie să se uite după semnul de visa on arrival. Acolo se stă și cu e-visa, știi? Și pe acolo o să intrăm. Uite, aici. Backlash written on me, car dropping on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Get the backlash written on me. Probabil ați văzut că am întrerupt legătura de la vize, pentru că nu se putea filma, e o zonă restricționată. Da, sunt foarte, foarte stricți în privința asta, nu te lasă să stai nici măcar cu telefonul, deci să nu încercați să filmați ceva când ajungeți aici, pentru că e posibil să aveți probleme și să nu primiți viza la fel de repede pe cum am primit-o noi. Viza, foto! Băi, nu foto, nu camera! Partea bună e că noi am făcut e-viza noi, s-a ocupat Edi și a mers totul bridge, adică în 10 minute eram gata cu totul. E important să aveți la voi
documentele, dacă faceți viza online, de asemenea, să printați totul, să le aveți pe hârtie, că sunt puțin mai rudimentari din punctul ăsta de vedere. Pașapoartele, biletele de avion, eventual cazările pe care le aveți și acelea printate, ca să fiți siguri că nu se poate întâmpla nimic rău. Și bani cash la voi neapărat, cash. Pentru că s-ar putea să vă întrebe. Da, pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic, nici de cazare, nici de bani cash, dar e bine să aveți informația asta pentru când veniți în Thailanda. And when you see me, I just came out with the hat trick. Oh God, don't be stressing with the magic. Acting out cause you ain't never seen no rabbits. All them bunnies, they be helping me imagine how I tell them that the man has got the backlash written on me. Card robbing on a glass bowl. Și-am cumpărat cartelul, o găsiți în aeroport, undeva după ce luați bagajul de cală pe dreapta. A costat 699 de bani dacă cumpărați o singură cartelă. Dacă luați două cartele, a doua la jumătate. Total a fost undeva la 1049 de bați, aproximativ 135 de lei, nelimitat 2 săptămâni de zile. Eu zic că e o ofertă foarte bună și mai ales cum o să postăm tot timpul și reel-uri și story-uri și așa mai departe, zic că merită. Five minutes for smoking. Aici, lângă semnul ăsta, frumos. De nu fumați? Acolo, dar e mai stânga, nu-i chiar în fața semnului. Mai mergem cu mașini de genul ăsta. De aici până la cazare? 45 de minute, o oră, în funcție de trafic. Bun, hai să mergem. Umiditatea este la cote maxime, jur, cald, e plăcut că e cald, dar e atât de mare umiditatea încât nu știi, dacă să bei apă, dacă să duci înăuntru la aer condiționat. E așa un șoc pentru moment, mai ales că suntem foarte obosiți, dar mie îmi place. Flash written on me, card robbing on a glass bowl. It's big, man, it's big. Hello, my friend. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the backlash written. Am mers pe liniște, n-am mers pe liniște de asta, viața mea. Da, mi-a fost muzicuța, alea. Ce mă, i-ai zis vreau să vă pună muzică și nu m-a pus? Nu, îți că nu ascult stelare muzică, dar îi plac petrecele. But now I'm headed out there anyhow. Set it out like I'm headed out for the big amount. Shoot it out like I'm heading out for the pictures now. How many people could do it the way I did it now? I really mean it, I feel like they only one around. Mamă, Melissa, n-ai dormit într-un pat mai mare ca asta, îți garantez. În sfârșit am ajuns în camera de hotel, a dat domnul, au făcut zeii ăștia de pe aici posibil acest lucru, suntem rupți de oboseală, dar avem o cameră foarte drăguță și cu o piesă de rezistență. Cum începem? O luăm de la ușă și facem turul sau cum? Cum vrei, mai? Eu zic să le arătă deja surpriza. Din prima? Hai, arată dormitorul și mă duc eu pe partea asta. Cât de tare e asta! Dar până să ajungem în punctul ăsta, odată ce am intrat în cameră, avem aici un spațiu de depozitare mare, cu două halate, umerașe, seif, uscător de păr, fier de călcat, e și o umbrelă, lanternă, e fain. Și nu am precizat că aici vom sta 3 nopți. După care, imediat pe stânga, avem baia. Baia care este spațioasă, știți schema, facem o piruetă și nu ne lovim de nimic, deci este spațioasă cu un duș în care intri așa frumos, spășești și te uiți în dormitor, cam sexy. Bun, e curată, îmi place, e curată și arată chiar bine. Aici un spațiu pentru bagaje și după cum vedeți avem bagaje, le-am lăsat și noi aici. Mai departe avem un frigider sau mini bar, ar trebui să fie, doar că este gol. Și ceva pentru a face cafea, avem apă, niște cafea instant. Aici e ceva? E gol. Bun. După care la fel chestii mobilă tipică de hotel și un pat pentru 5 persoane. Adică dacă vreți să veniți cu copilul, cu soacra și cu mama cu voi, dormiți toți în camera asta dacă aveți loc. Dar după aia se contrazice cu faptul că vezi din baie. Deci vii doar cu soția și cam asta ar fi iubita și atât. Da, televizor.
aici un spațiu pentru a scoate materialele de vlog. Seara, după ce terminăm de filmat o zi întreagă, punem laptopul aici. Sunt câteva urme de uzură, nu zic nu, că nu mințim poporul cu televizorul, dar el pe total arată bine și acum spuneți-mi voi dacă standardele de stele din Asia sunt ca cele din Europa, pentru că eu nu cred. Hotelul are 4 stele, dacă nu mă înșel, se numește Eleven. Mie îmi place, adică mie chiar îmi place. Mamă, atât de rup sunt. Doamne, dar ce bine! Ai, ce fain e fata! E moale rău de tot, e șmecher. Chiar e șmecher. Hai să vedem și ce avem noi afară. Priveliștea. Priveliștea asta din Thailanda. Da. Scutere. Nu e wow. Da, e specifică pentru Thailanda. Nu mare bloc aici. Și cam atât. Lăsați-ne în comentarii cum mi se pare această cameră de hotel din Bangkok. Este ora 3:30 aici în Thailanda, ora României, cât naiba mai e ora României? 11:30. Vă 5 ore în urmă. Și din momentul în care am ajuns în aeroport în București până aici, am făcut aproximativ 20 de ore să ajungi în Thailanda. Dar credeți-ne că drumul ăsta este foarte lung și destul de obositor. Noi sperăm să merite, abia am ajuns, suntem obosiți, după cum am spus, dar în sine și drumul a fost o experiență, pentru că în cazul nostru noi nu am mai zburat cu Qatar. Asta odată. Și am avut două tipuri de aeronave. Odată am avut Airbus 320 și un Boeing 777. Da, și experiențe diferite, mâncarea a fost diferită, v-am arătat tot parcursul drumului. A fost fantastic, mai ales că ne-am oprit și în Qatar pentru vreo 4 ore, care au zburat foarte repede, dacă mă credeți pe cuvânt. Și am vizitat acea grădină interioară, am mers cu metroul din aeroport. Chiar a fost tare, adică în sine drumul spre Thailanda este și el o atracție. Cam atât din acest vlog. Mergem în aproximativ 10 minute să schimbăm și noi bani, să schimbăm în bați, să mâncăm ceva la un restaurant local. Iar mâine încep experiențele din Thailanda, mai exact din Bangkok. Și avem așa piața plutitoare și piața de pe șina de tren. Vă dați seama cum sună asta? Cert este că începe aventura, așa că nu plecați nicăieri, pentru că următoarea aventură sau destinație se află doar un click distanță. V-am pupat, obosiți din Thailanda! I got the backlash written on me, car dropping on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the